Dragi elevi, iată-ne la a doua oră de limba română și o să faceți tot cu mine, deci eu mă numesc Romanța Glanda Crăciun și o să facem în continuare, tot din fonetică, o oră și anume silaba și despărțirea cuvintelor în silabe. Pentru această oră aveți tot la fel nevoie de rechizitele școlare, cum este manualul vostru de gramatică, caietul de limba și literatura română și creion. Haideți să vedem. Până ajungem la definirea silabei, prima dată să vedem sunetele. Deci, avem sunetele T, E, L, E, V, I, Z, O, R. Ele împreună sună televizor. Și formează un cuvânt. Cuvântul despărțit, când îl pronunțăm și când încercăm să scriem, noi nu scriem imediat cuvântul întreg, televizor. Nimeni nu poate să îl scrie imediat, ci îl împărțim pe diferite părți. Și anume, televizor. Ce observăm? Când pronunțăm televizor, trebuie aerul să ne iese liber din plămâni și atunci știm că am despărțit acest cuvânt exact în aceste părți. Deci, avem grupurile de sunete, televizor. Acestea se numesc grupuri de sunete care formează ce? Din câte grupuri de sunete este format cuvântul televizor? 1, 2, 3, 4. Înseamnă din 4 grupuri de sunete. Cum despărțim cuvântul aer? Înseamnă a-er. Ce am observat? Vocala A stă singură, ea nu e precedată de un alt sunet. Și de aceea spunem că cuvântul aer este format din două grupuri de sunete, unde avem A, care devine vocală și este un singur sunet, pe când grupul de sunete, R, este format dintr-o vocală plus o consoană. Și haideți acum să definim silabă. Ce putem spune că este silabă? Este un grup de sunete sau un singur sunet. Deci grup de sunete sau un singur sunet care se pronunță cu o singură deschidere a gurii, dar în componența căreia trebuie să intre neapărat o vocală. Înseamnă, dacă nu avem vocală, nu avem silabă. Deci A este vocală și formează o silabă, iar grupul E-R, E este vocală și înseamnă că avem o silabă. Țineți minte, vocala formează silaba, pe când consoana nu poate forma singură niciodată silabă. Deci,
ceea ce am spus, vocala poate singură să formeze silaba, pe când consoana nu poate. Să încercăm să despărțim în silabe cuvintele floare și real. Deci avem floare, real. Când îți scriem împreună cuvântul floare și îl despărțim în silabe, observăm că grupul de sunete OA merg împreună. Și acum ne întrebăm. Știm că avem vocale și A și O. Ambele sunt vocale. Dar, precum am spus ora trecută, una devine semivocală, iar cealaltă vocală. Precum știm, A este întotdeauna vocală întreagă, iar O este semivocală, devine semivocală. Nu ne este greu atunci când avem pe A în construcția aceasta unui grup de sunete să diferențiem care este vocală, care este semivocală. Spre deosebire de cuvântul floare, avem cuvântul real, unde putem să ne înșelăm și să spunem că avem A vocală și E semivocală. Dar întotdeauna, copii, încercați să despărțiți în silabe și să vedeți aceste sunete. Dar sunt vocale și semivocale sau pot să fie și vocale și semivocale. Aici avem doar vocale. Înseamnă, avem cuvântul real care se scriu în silabe diferite. Câte consoane se pot grupa în jurul unei vocale? Dacă luăm exemplul dar, strâmt, fruct, deci cuvintele dar, strâmt, fruct, observăm că avem o singură vocală în primul cuvânt și două consoane. În cuvântul strâmt avem o vocală și câte? 1, 2, 3, 4, 5. Deci, 5 consoane. Cuvântul fruct conține vocala U, iar consoanele F, R, C, T sunt 4 la număr. Înseamnă că regula ne spune că consoanele se pot grupa în jurul unei vocale în număr de 2 până la 5 consoane. Deci, la o vocală avem 2 până la 5 consoane și acestea sunt cuvinte monosilabice, deoarece avem doar o vocală și ele nu se pot despărți în semivocale. Vă știți că la plural avem un I, deci la substantivele, cum sunt pom, frați, cruzi, urși, păsări. Avem la plural un I. Cum este acest I? El devine I mut, aproape că nu-l auzim. Și deci nu putem să despărțim pe I acesta și să scriem pom că I acesta este I mut și aceasta este o greșeală pe care de multe ori voi puteți să o faceți, că credeți că I este o vocală. Înseamnă, ținem minte
că regula spune I final precedat de consoană nu poate forma silabă într-o serie de cuvinte. Și am văzut că avem pomi, frați, cruzi, urși, păsări, unde avem două silabe. O altă regulă de despărțire a cuvintelor în silabe o avem și în construcția următoare. O consoană aflată între două silabe trece la silaba următoare și vedem că avem cuvântul apă, când îl scriem apă, iar când îl despărțim în silabe apă, observăm că V este vocala A și că V este consoana P și E. Observăm că consoana P a trecut în silaba următoare. Tot la fel, avem și la cuvântul casă, despărțit casă, deci consoana găsită între două vocale trece în silaba următoare. Catalog. Deci, tot la fel avem. Catalog. T și L trec în silaba următoare. Alte regulă. Când două consoane se află între două vocale, despărțirea se face între cele două consoane. Albă, deci L, B și avem vocalele A, E. S, T, astăzi, actor, cât, mar, ti, e, înseamnă avem R, T, baltă, L, T și arctic, 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 artist, deci ar, R și T. Haideți să despărțim în silabe cuvintele tablou și cadru. Tablou, cadru. Ce am observat? Dacă în grupul format din două consoane, a doua este L sau R, despărțirea se face înaintea întregului grup de consoane. Deci, B, L, D, R. Tablou, cadru. Pe lângă B sau D se pot afla și consoanele C, F, G, H, P, T, V. Obraz, deci B, R, co, dru, D, R, influent, F, L, african, F, R, patru, T, R, co, vric, V, R, exclama, căl, acru, căr, afla, făl, africa, făr, atlet, tl. O altă regulă, când avem trei sau mai multe consoane, care se află între vocale, prima consoană se duce la silaba dinainte, iar celelalte două trec la silaba următoare. Deci avem cuvântul astru, când îl despărțim avem astru. Înseamnă cele două vocale sunt A și U, S merge cu prima silabă, iar T, R merge cu a doua silabă. Monstru. Tot la fel, avem N în prima silabă, S, T, R în a doua silabă. Avem și unele excepții care
Deci, excepție de la această regulă apare când despărțirea se face între a doua și a treia consoană. Înseamnă avem punctaj cât, în cât sunt trei consoane și înseamnă punctaj între a doua și a treia. Sandwich între a doua și a treia. Sculptor, lp, iar a treia a trecut în a doua silabă. Jertfă, deci cuvântul acesta îl țineți minte, nu este cu v, jertvă, cu v aici, ci jertfă, între t și f. Cuvântul sculptură îl despărțim sculptură. Funcție, funcție, arctic, arctic și astmatic, astmatic. Unde mai putem să folosim despărțirea cuvintelor în silabe? O problemă mare ne face nouă despărțirea înscrierea silabelor la sfârșitul rândului, înscrierea unui text. Din ce cauză? La lucrările voastre scrise, de multe ori se întâmplă că uităm să aplicăm acest regulament și lăsăm gol, cuvântul nu-l mai scriem ca să-l despărțim la sfârșit în silabe, ci îl trecem pe rândul următor. Cum putem să facem acest lucru? Vedeți, avem exemplul păsărele, cuvântul păsărele, cum putem să-l scriem? Înseamnă, la sfârșitul rândului, dacă am ajuns și nu ne-a încăpat să scriem păsărele, putem să scriem P, liniuța și sărele, să-l trecem pe partea cealaltă. Putem și varianta următoare. Păsă liniuța și să trecem în a doua parte rele. Și ultimul caz, păsă re liniuță le. Nu uitați, este important ca liniuța să o punem și prin aceasta se vede că cuvântul nu este scris întreg, ci este trecut în rândul următor și că am aplicat scrierea unui text când un cuvânt nu încape în întregime la sfârșitul rândului. Să exersăm. Despărțim în silabe cuvintele carte, penar, punctuație, tigroaică. Haideți, copii, încercați să le despărțiți și să vedem cum ar fi ele despărțite în silabe. Deci, carte, cum am putea despărți? Penar, punctuație, tigroaică. Hai să vedem care ar fi răspunsul. Deci, avem cuvântul carte, despărțit carte, penar, penar, cuvântul punctuație, care este un cuvânt format din mai multe silabe și să vedem cum îl pronunțăm. Punctuație,
Deci nu este punctu. Este greșit. Înseamnă mergem punctuație. Și acest cuvânt este format din câte silabe? 1, 2, 3, 4, 5. El este un cuvânt polisilabic. Dar tigroaică înseamnă acest cuvânt este format din trei silabe și anume ti groai că înseamnă o a i că. Un alt exercițiu este dat să identificați seria de cuvinte unde sunt despărțite corect în silabe. Deci avem dat ABC, un exercițiu grilă, unde sunt date cuvintele despărțite, dar unele dintre ele sunt date greșit. Înseamnă, noi trebuie să găsim seria de cuvinte în care sunt scrise despărțit corect în silabe. Să vedem în prima serie, sub A. Folklor. Punctaj. Biologie. Ați observat că aceasta nu este soluția corectă, că sunt despărțite greșit în silabe cele două cuvinte, folclor și biologie. Înseamnă, noi aici nu putem să luăm în considerare acest răspuns, mergem să cercetăm și să vedem în cuvântul, în seria cuvintelor sub B. Folclor, punctaj, biologie. Primul cuvânt este scris corect. Și haideți să vedem din ce cauză este scris corect. Folclor. Vedeți că atunci când îl despărțim în silabe, aerul ne iese liber din plămâni, nu întâmpină greutăți și putem să spunem că sunt despărțite corect, despărțit corect cuvântul în silabe. Pe când în al doilea cuvânt, observăm că avem a doua silabă, nc. Ce am spus? Pot să formeze consoanele silabe? Nu pot. Deci, niciodată, consoanele nu pot forma silabe și de aceea cuvântul punctaj nu este corect despărțit și nu putem să luăm sub B în considerare. Dar cuvântul biologie, să vedem, biologie. El este corect, însă din cauza cuvântului punctaj, care nu este corect despărțit în silabe, nici seria cuvintelor sub B nu poate fi luată ca soluție corectă și ne rămâne soluția sub C, care să vedem cum sunt despărțite. Folclor, punctaj, biologie. Deci, despărțite corect în silabe sunt cuvintele din seria sub C. Înseamnă răspunsul sub C.
Ce cunoștințe am dobândit prin această lecție? Înseamnă, am învățat să definim silaba, să aplicăm regulile de despărțire a cuvintelor în silabe, modul de despărțire a unor cuvinte în silabe și să despărțim în silabe cuvintele date. Ca temă de casă, o să aveți în manualul de gramatică, la pagina 10, exercițiul sub numărul 6. Exercițiile le puteți trimite profesorilor voștri pe una din rețelele de internet pentru a fi evaluate. Cu aceasta, dragi elevi, am terminat și ora din această zi. Eu vă doresc succes și vă zic la revedere!